Bun găsit la Vacanțe la Bani Mărunți! Astăzi ne plimbăm prin Paris, capitala Franței, un oraș plin de istorie, cultură și eleganță. Aici găsim monumente emblematice, precum Muzeul Louvre, Catedrala Notre-Dame și Turnul Eiffel, toate acestea reprezentând puncte de atracție pentru turiștii din întreaga lume. Invitații mei, Răzvan și Cristina de la Choose to Travel, au fost acolo și ne vor oferi mai multe informații despre acest oraș. Bine ați venit! Cum ați găsit Parisul sau orașul îndrăgostiților, așa cum mi se mai spune? Bine te-am regăsit, Olivia! Am găsit Parisul un oraș cu un aer aparte, într-adevăr. Merită o vizită cu siguranță și trebuie să mergi măcar o dată în Paris. Pe de-o parte, este și un oraș aglomerat și scump, dar, bineînțeles, aerul compensează. Da, vibrația orașului cu siguranță compensează toate aceste lucruri. Ce v-a motivat să mergeți în Paris? Întotdeauna am vrut să mergem. Cred că este orașul pe lista tuturor călătorilor. Este unul dintre cele mai vizitate orașe din lume și am zis că trebuie și noi să-l vedem măcar o dată în viață. Este așa cum vi l-ați imaginat? Da, ne-a plăcut atmosfera pe care am găsit-o acolo. Și ne-a displăcut un pic faptul că poate nu a fost atât de curat pe cât ne așteptam noi. Câte zile ați stat? Am stat 5 zile. Considerăm că este o perioadă bună, doar că am făcut lucrurile poate un pic pe repede înainte. Deci se poate aloca și mai mult timp, poate o săptămână, cel puțin. Care este perioada ideală de a vizita Parisul? În mod normal, perioada de vârf este, bineînțeles, perioada verii, când mai toată lumea merge, temperaturile sunt bune, să spunem, nu este extrem de cald în Paris, dar noi am preferat să mergem în extra sezon un pic, pentru că vara este și foarte aglomerat. Toate locurile sunt deschise mai mult pentru turiști, dar în același timp sunt extrem de mulți turiști și e posibil în unele locuri nici să nu ai loc să intri efectiv sau să stai la cozi mese. Da, poate dezavantajul când mergi în extra sezon, mergând toamna, e că e posibil să plouă. Pe noi n-a prins, cred că o zi am avut o plină de ploaie, dar ne-am descurcat cu niște pelerine și nu ne-a dat peste cap atât de mult. Având în vedere localizarea Parisului, undeva în Franța, putem ajunge chiar și cu mașina, doar că ne va lua un timp destul de lung, cel puțin vreo 2 zile, așa că varianta mai ușoară este cu avionul. Parisul are 3 aeroporturi, dintre care din România se zboară pe 2 dintre ele. Pe Beauvais, care este mai departe de oraș, zboară în general companiile low cost, iar pe aeroportul principal al orașului, Charles de Gaulle, zboară companiile de linie. Noi când am mers, am zburat cu o companie de linie, am ajuns în 2:30, 3, și din aeroport am putut lua un tren care ne-a dus direct până în oraș cu 12 euro de persoană și un timp de vreo 30-35 de minute. Dacă aterizați pe Beauvais, țineți cont că vă va lua mai mult timp să ajungeți în oraș, undeva în jur de 1:30, 2, și prețul este unul mai mare, peste 20 de euro și se merge cu autobuzul. Și depinde cu cât timp luați înainte biletele de autobuz, pentru că prețul diferă. Iar prețul unui bilet de avion depinde foarte mult de perioada în care mergeți. Poate porni de la 100 de euro, să zicem, pentru un zbor cu bagaj inclus. Și bineînțeles, în perioadele aglomerate, poate ajunge și pe la 300-400 de euro. Parisul este un oraș extrem de turistic, deci bineînțeles găsim o mulțime de opțiuni de cazare. Se găsesc de la hosteluri pentru care putem plăti foarte puțin și chiar să stăm în zone bune ale orașului, până la celebrele hoteluri de 5 stele cu vedere direct la Turnul Eiffel din balconul camerei. Noi am ales să stăm în zona de sud a orașului, în arondismentul 14. Am dat pe un apartament de 2 camere într-un hotel, am dat aproximativ 130 de euro pe noapte. Însă noi am fost în extra sezon. Probabil dacă mergeam vara, am fi dat dublu pe același apartament.
Camerele totuși sunt foarte mici în Paris, am înțeles că este o problemă generală, dacă nu stai la unul dintre hotelurile renumite, sunt extrem, extrem de mici, atât camerele cât și baia. Paris este un oraș foarte recunoscut și pentru gastronomia sa, așa că găsim o mulțime de restaurante, de la cele locale cu mâncare tipic franțuzească până la o mulțime de alte tipuri de mâncare diferite și găsim, bineînțeles, bucătărie internaționale la orice pas. Un fel de mâncare foarte cunoscut și foarte recomandat în Paris sunt melci sau escargot, cum se spune în franceză. Noi am încercat într-un restaurant și au venit făcuți într-un sos de unt cu usturoi, direct în cochilie. Un alt fel de mâncare care se spune de fapt că ar proveni din Belgia, dar se consumă foarte mult și în Franța, sunt scoicile cu cartofi prăjiți. Practic, la origini se spune că s-a ajuns să se mănânce în această formulă, deoarece în perioadele în care nu exista suficient pește, acesta era înlocuit cu scoici, care erau mult mai ușor de găsit. Și pentru că suntem în Franța, nu puteam rata nici brânzeturile franțuzești. Există o varietate imensă de brânză franțuzească și s-ar spune că există undeva între 1000 și 1600 de tipuri diferite de brânză. De obicei se servesc în platouri, dar pot apărea și în sandvișuri sau diverse mâncăruri. Altceva ce am încercat este quiche Lorenul. Este o tartă umplută cu smântână, ou și șuncă. Ea era cunoscută până în secolul al XX-lea doar în regiunea Lorena din Franța, însă din secolul al XX-lea a început să prindă notorietate atât la nivel național cât și internațional. Odată cu succesul pe care l-a cunoscut, a început să-i schimbe și rețeta, cel mai des adăugându-i se deasupra și brânză, lucru cu care o parte din bucătari nu este de acord, deoarece spun că rețeta nu mai este cea autentică de la început. De asemenea, bineînțeles, nu puteam rata patiseriile tipic franțuzești. Noi chiar aveam aproape de hotel o astfel de patiserie și am luat micul dejun cam în fiecare zi acolo. Avea o varietate mare de sandvișuri cu tot felul de mezeluri și brânzeturi franțuzești. Iar pe lângă acestea aveau și croasante, renumitele croasante pe care le-am încercat în fiecare zi. Sunt practic făcute din aluat cu drojdie și numele le vine de la forma lor, adică forma de semilună. Din același aluat ca și croasantul se face și pain au chocolat. Acesta diferă totuși de croasant prin forma sa, era formă de cub și prin umplutură care este formată din bucăți de ciocolată. De asemenea, tot în patiserie se mai găsesc și celebrele tarte cu fructe. Dintre acestea, cea mai faimoasă este tarta Tatin, care provine de la surorile Tatin, care obișnuiau să servească această tartă în hotelul lor ca signature dish. Iar diferența față de tartă normală este că fructele sunt caramelizate înainte în unt cu zahăr și apoi puse în tartă. Paris este al 4-lea oraș ca mărime din Europa și de asemenea al 30-lea cel mai dens populat oraș din lume. Este un oraș extrem de turistic și în fiecare an adună un număr impresionant de turiști, deținând recordul pentru mai mulți ani la rând pentru cel mai vizitat oraș din lume. De asemenea, este un important centru de cultură, știință, modă și gastronomie. Și pe lângă faptul că îl știm precum orașul iubirii, datorită sistemului său de iluminat extins din secolul al XIX-lea, ei se mai spune și orașul luminii.
Iar principalul punct de atracție, pe care cred că toată lumea știe, este evident turnul Eiffel. Este un turn construit între 1887 și 1889 de către Gustave Eiffel, al cărui nume îl și poartă, și are o înălțime de 330 de metri. În acest turn putem urca și o putem face la două niveluri. Primul este undeva la jumătate, iar cel de-al doilea aproape de vârf. Atunci când am fost noi, am putut urca doar până la primul nivel, deoarece cel de-al doilea era în renovare. Acum, variantele sunt multiple de a urca în el. Putem urca pe scări până la primul nivel sau cu liftul, iar către cel de-al doilea nivel doar cu liftul. Astfel că cel mai ieftin bilet, care presupune doar urcarea pe scări până la primul nivel, costă undeva în jur de 14 euro, pe când cel mai scump, care presupune urcarea cu liftul către ambele niveluri, este undeva în jur de 35 de euro. Noi am putut vedea de la primul nivel și un apus de soare foarte frumos și o parte a Parisului. Da, și chiar recomandăm această oră să încercați să ajungeți la apus în turnul Eiffel. De asemenea, în fiecare zi, după ora 8, timp de 5 minute în fiecare oră, până la 2 dimineața pe timpul verii și până la 1 în restul anului, avem și un show de lumină al turnului, se aprind foarte multe beculețe pe acesta. Cel mai bine s-a părut că se poate vedea acest show de lumini pe pajiștea de lângă turn, pajiște pe care oamenii vin de obicei cu o păturică, își iau ceva de mâncare, un croissant, un pan au șocola și eventual ceva de băut și privesc acest show de lumini. De asemenea, recomandăm să ajungeți acolo când se întunică complet ca să vă bucurați cât mai mult de acest show. Pe lângă turnul Eiffel, bineînțeles, una dintre cele mai populare străzi comerciale din lume, Champs-Élysées, este o stradă lungă de 1,9 km și lată de 70 de metri și este renumită pentru magazinele de lux, în principiu, care se află pe această stradă, magazine la care se fac cozi imense și am văzut și noi câteva. De asemenea, Champs-Élysées unește piața Concord din est cu piața Charles de Gaulle din partea de vest. Iar piața Charles de Gaulle, bineînțeles, are în centrul său, în centrul intersecției celor 12 străzi, Arcul de Triumf, o altă emblemă a Parisului. În Arcul de Triumf se poate urca sus și puteți avea o imagine foarte frumoasă atât asupra orașului cât și asupra turnului Eiffel. Urcarea era undeva în jur de 13 euro de persoană, iar tinerii și copiii urcă gratuit. Acesta a fost construit în timpul războaielor napoleoniene și ne este foarte cunoscut nouă, deoarece avem și în București, însă o variantă mai micuță, deoarece cel din Paris are 50 de metri înălțime, iar cel pe care îl avem în București are 27 de metri. Un alt punct turistic al Parisului este Muzeul Louvre. Acesta este un fost palat care găzduiește o serie întreagă de opere de artă, cele mai cunoscute fiind Mona Lisa și Venus din Milo. În acesta mai putem găsi și alte opere provenind din Antichitate până în anul 1848, din diverse zone geografice, atât din Europa, Grecia, Egipt, cât și Orientul apropiat. Prețul unui bilet a fost undeva în jur de 22 de euro. Undeva la 17-18 km de Paris găsim celebrul Palat Versailles împreună cu grădinile și parcul. Acesta este o fostă reședință regală din vremea lui Ludovic al XIV-lea. În momentul actual este sub administrația statului francez, iar intrarea se poate face cu un bilet de aproximativ 28-30 de euro am dat, care în mod normal include și grădinile acestuia. Grădinile se află în partea de vest a palatului, iar acestea se întind pe o suprafață de 800 de hectare. Sunt imense, sunt niște grădini păstrate în stilul clasic franțuzesc, foarte frumos amenajate. Dacă vreți să vedeți doar grădinile, prețul este undeva 12 euro am dat.
și puteți să alegeți să vă plimbați doar prin acestea sau dacă vreți să vedeți doar grădinile, dar în mod gratuit, alegeți o zi a săptămânii și foarte important, mergeți să intrați pe la Poarta Reginei, pentru că pe acolo este intrarea gratuită. De-a lungul Senei, pe o insuliță, Île de Cité, găsim și Catedrala Notre-Dame, o operă de artă a arhitecturii gotice franțuzești. Ea, din păcate, a ars în anul 2019, astfel că atunci când a fost noi nu se putea vizita, am văzut-o doar pe afară. Bineînțeles că nu puteam rata și o vizită la centrul George Pompidou, lângă care se află celebrul atelier al lui Constantin Brâncuș, sculptorul, fotograful și pictorul român din secolul al XIX-lea, care s-a născut la Hobița, în România, a studiat până la 27 de ani în Craiova și București, iar apoi a plecat pe jos spre Paris. S-a oprit câteva luni să lucreze la Viena, apoi a continuat prin München și Elveția, ajungând un an mai târziu la Paris. Acolo și-a petrecut tot restul vieții, până când a murit la vârsta de 81 de ani. Iar de atunci atelierul său a intrat în administrația statului, iar acum el se poate vizita gratuit, oricine poate merge să vadă unde își petrecea zilele Constantin Brâncuș, se pot vedea câteva opere în miniatură sau încercări de opere și chiar mici replici din sculpturile sale celebre, cum ar fi Poarta Sărutului, Coloana Infinitului sau Masa Tăcerii. Pe dealul Montmartre din Paris găsim și Basilica Sacré-Cœur, o basilică foarte frumoasă, până la care trebuie să urcăm 300 de trepte sau să urcăm cu un funicular. Putem avea o vedere panoramică asupra Parisului și ne putem bucura de această basilică care este foarte, foarte frumoasă și impunătoare. De asemenea, un alt punct important al Parisului este și Moulin Rouge, celebrul cabaret din secolul al XIX-lea. Biletele depind foarte mult de perioada când vreți să mergeți, dar majoritatea oamenilor fac poze chiar în fața lui și există acel ventilator care suflă aerul din pământ și se fac celebrele poze cu păr în vânt chiar în fața clădirii roșii. Cel mai bun mod de a explora orașul care este? Cred că ca orice oraș trebuie explorat la pas. Te poți plimba pe străduțele Parisului pentru că sunt foarte frumoase clădirile și tot. Iar atunci când distanțele sunt mai mari, nu am recomandat transportul în comun, deoarece este foarte bine integrat și nu este atât de scump. Costul unui bilet este undeva în jur de 2,10 € pentru o călătorie, dar poți lua și abonamente cu mai multe călătorii, ceea ce le face să devină mai ieftine. V-ați plimbat pe Sena? Da, ne-am plimbat, chiar am luat o excursie la apus pe Sena. A durat în jur de o oră și ne-am plimbat practic pe lângă toate obiectivele importante din Paris și în același timp există și un ghid audio care rulează în surdină. Iar ce ne-a plăcut foarte tare este că este și acoperit și pentru că noi am prins o zi destul de ploioasă, a fost mult mai comod în acest fel pentru că am putut să ne bucurăm de plimbare de la interior. Cât a costat excursia pe Sena? Excursia a fost cam 15 € de persoană. Nu ați amintit nimic de Disneyland? Să înțeleg că nu ați ajuns? Nu, din păcate nu am reușit să ajungem. Cum am spus, am stat doar 5 zile și nu ne-a permis timpul. Pentru că am înțeles că la Disneyland îți trebuie cel puțin o zi întreagă să te bucuri de el, dacă nu chiar două. Aveți vreun desert parizian preferat? Da, cred că este clișeic, dar desertul meu preferat este macarons. Este un desert tipic parizian, este acolo din secolul XIX, ne-am dorit foarte mult să-l încercăm și chiar l-am încercat în
câteva ocazii și am luat și acasă, bineînțeles. Ce activități de seară ați găsit în Paris? Seara se recomandă foarte mult cartierul Montmartre. Chiar dacă este cartierul artiștilor și este foarte frumos să mergeți să-l vedeți și pe timp de zi, pentru că are o mulțime de locuri cu artă stradală, seara devine un hub, să-i spunem, pentru viața de noapte, fiind și plin de cluburi. Ce v-a impresionat cel mai mult în acest oraș? Cred că clădirile și istoria orașului și cred că toate obiectivele pe care le-am vizitat. Dacă ar fi să descrieți Parisul într-un singur cuvânt, care ar fi acesta? Cred că putem să spunem iubire sau, mă rog, orașul iubirii, pentru că chiar este, are un vibe aparte, cu siguranță. Ați dori să vă reîntoarceți? Cu siguranță și am vrea să vedem și obiectivele pe care nu ne-a permis timpul să le vedem și, cum am spus și mai devreme, Disneyland-ul. Aveți vreun sfat important pe care doriți să-l oferiți telespectatorilor, celor care vor să ajungă pentru prima dată? Să-și seteze așteptările realiste. Prima dată poate fi un pic incomod atunci când vezi, cum am spus, cazările foarte micuțe sau prețurile sau poate faptul că nu este un oraș atât de curat, dar dacă treci peste toate aceste lucruri și te uiți efectiv la clădiri și la istoria care zace în spatele lor, cu siguranță îți va plăcea foarte mult acest oraș. Cristina, Răzvan, mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Vă aștept să reveniți să povestim și despre o altă destinație. Mulțumim și noi de invitație. Dragilor, astăzi am descoperit împreună Parisul, o destinație care încântă și inspiră vizitatorii. Fie că alegi să te plimbi pe bulevardele sale elegante sau să explorezi cartierele boieme, fiecare colț al orașului are o poveste de spus și astfel o vizită aici se transformă într-o experiență memorabilă. Mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumim și Golden Wings pentru găzduire. Ne revedem data viitoare. Până atunci, vacanțe frumoase să aveți! Thank you.